Numărul 6, lui Florentino. Numărul 94, Cătălin Titu. Prezentă de pe prima carte astăzi, numărul 34, Mi-am Coimbrăgean. 29, Mario Vazor. Multă mișcare în careul medieșenilor, centrarea lui Deac este respinsă fără probleme de defensiva gazului. Michael Pereira, a trei jucători încă așteaptă centrarea, foarte bună, pasa cu călcâiul Deac și apoi Djokovic. Intervenție excelentă, dar să vedem, să vedem și continuarea cu Pereira, care cred că îl păcălește aici pe George Găman. Execută Pereira direct spre poartă, a fost... O minge care avea două perspective și pentru o eventuală reluare cu capul, cel de favorită în teren. Încearcă să atace pe ambele flancuri. Centrarea bună pentru Gabriel Debeliuh. Reluare însă pe lângă poartă. Cred că Debeliuh a atins mingea acolo, ia să vedem. Da, Ciobotariu putea apoi relua cu latul. Cred că dacă Debeliuh n-ar fi atins mingea... O, ce preluare bună face Deac, pasă în centrul careului, ratarea monumentală a lui Debeliuh, incredibil. Toate golurile marcate de Debeliuh de când a venit în România, cred că au fost marcate din poziții mai grele decât aceasta. Să se așeze bine la aceste pase în flancuri. Aici însă Latovleviș pierde ușor duelul, șutul lui Cardoso. Larie, diagonală pentru Cardoso, poate într-o poziție în care se simte mai bine, cea de jucător de flanc. Iată ce bine progresează atacul gazului, Ronaldo Deaconu! Ce reușită, ce gol, ce gol reușește Deaconu! 1-0 pentru Gaz Metan, spuneam, primul gol marcat de Gaz Metan în aproape 2 ani în poarta CFR-ului. Manea iese din joc la această fază, iar Deaconu, deși părea la un moment dat că își închide unghiul, găsește această finalizare în plasa de sus, trimite mijlocașul gazului. Din nou posibilitate de contraatac pentru Gaz Metan. S-ar putea să aibă probleme mari CFR-ul la astfel de faze. Cardoso cu spațiu la marginea careului și pasa e bună pentru Zemanuel. Primește apoi Valente, șutul pe sub Latovleviș, însă ușor pentru Sandu Mierski. S-ar putea să fie surprinsă defensiva gazului. Itu, centrare pentru urcarea lui Pereira. Vine apoi din spate Latovleviș și șutul lui Djokovic. Respinge peste poartă Buzbuchi. Gazul își menține. Nu știu dacă era chiar pe poartă. Poziție de șut a lui Luis Aurelio, mingea cade în fața lui Djokovic, blocat și el, apărare impenetrabilă a gazului. Debeliuh, foarte bună prelungirea pentru Itu și ce preluare face Itu, trece acolo și întinde, da, întinde piciorul după minge. Nu cred că ar trebui totuși pedepsit, da, și George Găman cred că ia decizia potrivită, s-a văzut clar acolo că Itu vine din lateral și... Atacă a lui Pereira, să vedem și centrarea Debeliuh, care cred că este și lovit. Între timp s-au apucat să se replieze și fundașii CFR-ului, poziție de șut a lui Cardoso, deviat, șut deviat, gol! Gol Gaz Metan, 0-2, șoc produs de Gaz Metan pe terenul campioanei. Probabil în celălalt colț. S
Se ducea bine. Cred că se ducea bine oricum această minge șutată de Cardoso. Sandu Mierski păcălit. Repunere de la margine. Deac cred că atinge cu brațul mingea pe un. Cade și el. George Găman îi cere să se ridice. Careul gazului se mărește numărul de jucători la astfel de faze fixe odată cu scorul. O prelungire pe spate, gol, dar să vedem dacă a fost offside. Este gol validat. Este gol validat. 1-2. Costache la doar câteva minute, dacă el, pentru că el a restat semingea, nu se pune golul. Nu se pune golul, este offside pentru că am impresia că portarul era ieșit. Ia să vedem. Găman explică acolo. Nu, portarul nu e ieșit. Dar nu pare. Centrarea lui Latovlevici. Urmărește Pereira. Oh, aici e fault. Aici este fault. Lovitură liberă de la marginea careului. Ce pasă bună a lui Dea Costache! Lobul este însă pe lângă poartă! Trece Manea, vine centrarea bună de această dată! Ce ocazie! Ce ocazie pentru Rondon, fostul jucător al celor de la Gaz Metan! Ia să vedem, Dea execută într-adevăr pe poartă, bară! Și este gol marcat de Ciobotariu. De această dată este validat 1-2 și CFR mai are încă 3 minute la dispoziție pentru a scoate măcar un punct din... Este un balon la care nu se înțeleg, iată, Triv și Velisar, dacă am văzut bine. Mingea îi cade lui Ciobotariu chiar în fața liniei porții. 1-2. Undeva în propriul careu. Păun. Pasa lui Păun. A urcat și Burcă. El duce acest ultim atac. Corner pentru CFR. Să vedem dacă se mai bate. Nu. Este final de meci. CFR pierde abia pentru a doua oară în tot anul 2020 pe teren propriu.